am venit într-o seară, era baltă în hol de la lucru. Coșmarul oamenilor a început toamna trecută. Atunci o societate a cumpărat plafonul blocului și a început mansardarea imobilului. Acoperișul nu este încă făcut. Muncitorii au acoperit mansarda cu o folie de plastic, dar aceasta nu poate susține toată apa. După cum vedeți, aceasta se scurge și se infiltrează în tavanul apartamentelor de dedesubt. Mi-e frică că o să-mi pice tavanul în cap. Vedeți, e de rigid. Deja s-a crepat. La fel se întâmplă și în apartamentele vecine. Când au început să decoperteze izolația, praf. În baie mai arată urât și în cameră. Noi nu putem să ne facem tavanul, ne-am mutat acum 2 luni, nu putem să ne facem nimic până nu se rezolvă cu izolația. Chiriașii au investit bani frumoși în renovarea apartamentelor, dar se tem acum că vor rămâne cu paguba. Ce să mai am de gând? Ce să fac? Absolut nimic, nu știu. Proprietarul mansardei spune că situația nu putea fi evitată. Omul este însă conștient că trebuie să plătească daunele produse. Altă soluție de construcție nu există. Deci tot ce s-a aplicat pe cheltuiala noastră va reface. Eu și cu asociații mei de la început, asta am și prevăzut în contractul prin care am cumpărat terasa. Familiile plătesc chirie pentru confortul locuințelor inundate între 350 și 500 de lei lunar. Acum locatarii așteaptă să fie despăgubiți.